Noua piesă. Nu, a fost compusă de către băieții de la Fly Project. Stai să vezi. Ca să nu, așa. A fost compusă de către băieții de la Fly Project, o piesă electrodance acidulată și electrizantă, de care atât sufletele cât și corpurile noastre se vor îndrăgosti în cluburile din întreaga lume. Ce frumos! Ce frumos! Ce frumos! Așa de frumos ca Horia Brenciu. Bă, nu-i frumos. Cum să fie frumos? Zici că e scânteia după vreme. Lasă, măcar mă bucur că se spun lucruri frumoase despre piesa. Specializată în arome, artista conferă piesei un chiz aparte cu timbrul său unic. Hai că zici că sunt ăla. Cum îl cheamă, mă? Cum îl cheamă, mă, pe prezentatorul? Tavi Ursulescu. Așa, da, bravo, da. Dă-mi și un micro. Următoarea după o colaborare cu DJ Sava, ce a primit hit din toată linia, mă rog. Te certa cu DJ Sava, este? Hai să întrebăm ce trebuie, nu? Nu, cum să mă cer cu DJ Sava? Nu? Așa am înțeles. Alo, da, festivalul de la Mamaia, da, domnul Capatos este valabil, sigur că da. Așa. Pentru anul viitor, sigur. Nu, nu m-am certat cu DJ Sava, domne ferește, colaborarea noastră când a început. Eu vreau pe Mișa înapoi. Acum afli, el știe. Deci, colaborarea noastră când a început, a început așa. Eu merg o perioadă în acest proiect. Colaborare și singură. Și după care îmi văd în continuare de cariera mea solo. Deci noi ne-am cam ajutat reciproc în momentul în care... Da, și s-a terminat colaborarea? Oricum, din câte știu eu, voi mai scoate o piesă cu Sava, deci da, mă, nu doar mișto. Una, poate chiar mai multe. Păi de ce să faci pe termen limitat? Că erau niște... A fost o colaborare chiar mișto. Nu vă legați cu unii. Da, cam toate piesele pe care le-am avut noi împreună au fost hituri, da, și cu siguranță... Cum ar fi fost să zic oamenii dacă de la ABBA, scoate piese, trei piese și dacă vor mai fi piese care să caracterizeze oarecum proiectul nostru, cu siguranță le vom scoate tot împreună. Păi așa ar trebui. Pentru că atât mie îmi face plăcere cât și lui, cred că îi face plăcere să lucreze cu mine. Deci avem un proiect frumos. Da, se fac bănuțe. Da, de ce cum trebuie? Ce trebuie? Pleacă cățelul de la măcelărie. Știi cum să zici? Ți-ai rupt vreun osion? În schimb cu piesa asta nouă, vreau să anunț că cariera mea solo nu s-a oprit aici. Chiar dacă eu în continuare voi mai scoate o piesă cu Sava. Foarte bine. Dar vreau să anunț că, da, cariera mea solo e în paralel. Asta e prima piesă solo? Nu e prima piesă solo, dar da, e, mă rog, după colaborarea cu după Sava colaborarea este, cu, da, da. Dar sigur nu e ultima, nu vrei există să fie ultima. Nu e ultima. Sava, cum ar fi. Există viața după Sava. N-ai niciun oșor rupt, n-ai pățit nimic. Nu mi-am rupt nimic, m-am lovit puțin la umăr când am sărit de la balcon de acolo cu Silcu respectiv, dar mi-am revenit și îmi revin. Deci în schimb, vreau să invit dansezi toată lumea să se uite la această emisiune, pentru că e o emisiune superbă la care se muncește foarte mult, deci vedetele trag împreună cu coreografii. Extraordinar de mult, chiar se muncește, nu știu, 7 zile din săptămână se muncește la emisiunea asta și facem tot ce putem noi să ne iasă dansurile exact așa cum le are și, nu știu, un profesionist, să zic așa. Să dea Dumnezeu să ajungeți chiar profesioniști, pentru că, mă rog, poate chiar ajuta în carieră, poate, nu? Cine știe, poate mai fac o carieră, Andreea, da? Bălan, cum s-a sucit pe dans. Și așa, nu uitați să votați la 1-3-1-3 text Raluca. 1-3-1-3? Avem nevoie de voturile voastre ca să putem să rămânem în concurs. Da. 1-3-1-3. 1-3-1-3 la ei, 1-2-7-2.